Bun găsit, sunt Urania și vă dau întâlnire la o nouă ediție a magazinului astrologic intitulat Uranisima. Ne vom ocupa de răstimpul cuprins între 26 noiembrie și 2 decembrie. Este o perioadă fără evenimente astrologice, planetele își urmează traseul prin acelea semne zodiacale avem de a face cu o dispoziție a câtorva dintre planete care nu este tocmai armonică și despre care v-am vorbit săptămâna trecută sub forma unei prevestiri, unei pregătiri, unei anticipări pentru ce se va întâmpla de acum încolo. Era vorba de opozițiile care se vor crea pe axa gemen-săgetător și iată că viitorul se și apropie de noi cu pași rapizi. Întreaga săptămână, planetele Venus și Mercur se vor afla în opoziție cu Marte. Ceea ce presupune că elementele care rezultă de aici la o analiză nu vor fi armonice. Comunicarea, înțelegerea interumană, schimbul de impresii, idei, informații, dar și schimbul de acte și documente, parcursul acestora, negocierile, dacă este vorba de activități comerciale și dacă este vorba de un plan sentimental, atunci este clar că e un soi de răscolire, de mici, mare ambiții personale, de o atitudine voit conflictuală, afișat în mod explicit de către unul sau altul dintre parteneri ca fiind o stilă oricărei înțelegeri pe principiu nu mă păcălești tu pe mine. Și asta pentru că Marte și Venus reprezintă cele două planete ale relațiilor sentimentale bazate pe atracție fizică și pe sentimente, cele două ipostaze ale dragostei. De altfel, o conjuncție între planeta Venus și Marte dă ceea ce se cheamă punctul Romeo și Julieta. Da, pentru asta trebuie să fie Martele bărbatului și planeta Venus de pe harta femeii, să se afle într-o conjuncție și atunci se explice atracția. Dacă sunt însă într-un tranzit, atunci poate fi vorba de o stare armonioasă. Acum însă la noi sunt în tranzit, dar fiind în opoziție nu sunt într-o stare armonioasă, ci chiar una dizarmonică. Este o perioadă mai puțin favorabilă întâlnirilor, contactelor umane, personale sau oficiale. Acum în funcție de specificul fiecarei case, această axă gemensă se modifică și își pune amprenta pe tipologia respectivei case, a cerului de naștere al fiecăruia dintre nativi. Este o diferență de un grad, dar este suficientă pentru a articula niște ipostase complicate. Complicate prin accidente, nu neapărat printr-o atitudine a cuiva, ci prin secvențe de viață care se petrec din cauze care nu țin de puterea câte unei persoane ci țin de o conjunctură generală. Să mai notăm și faptul că pe 30 noiembrie va avea loc un trigon la grad perfect între Saturn în și Marte în Gemeni. Este întâlnirea dintre două planete cu potențial malefic, evident. De altfel, ambii sunt considerați maleficii zodiacului, dar cu un grad, cu un nivel diferit. Mai puternic este Saturn, mai eficient este Marte, dar nu la fel de profund și de durată. Când doi oameni care sunt puși pe rele se întâlnesc și își dau mâna, nu poate să iasă un lucru de viitor, de echilibru și de dorit. Unul dintre aceste aspecte poate să țină de o participare, o acceptare de a coopera pe o direcție, pe termen scurt, Acolo unde fiecare este lezat, mă refer de data aceasta la grupuri de oameni sau chiar la indivizi. Cât să treacă un moment dificil, cât să străbată un parcurs care îi nemulțumește pe fiecare dintre ei, împreună pare -se că ar reuși să se completeze și să-și răspundă unul celuilalt cu ceea ce îi lipsește sau ceea ce are nevoie. Unul să spunem e mai tânăr și are vigoarea și curajul tinereții, altul are maturitate, ce nu are celălalt, unul are experiență de viață, ce nu are celălalt. Oricum, sunt evidente și elementele care aparțin unei vârste, indiciu de vârstă, Saturn, maturitate târzie bătrânețe, Marte tinerețe spre prima vârstă a adultului, adică 33 de ani. Combinația, din punctul de vedere al evenimentelor exterioare, oficiale, publice, mondiale, naționale, ține de un acord ca să se petreacă un lucru. Pe care și-l dorește fiecare, doar că și-l dorește fiecare cu un alt scop. Principalul e să se întâmple acea conjunctură pe care apoi fiecare să o speculeze în maniera sa. În mod normal, ar trebui să fim circumspecti și foarte, foarte atenți cu ceea ce se întâmplă. Probabil că în spatele unor declarații există o înțelegere care nu va fi făcută publică, dar care nu va rămâne neștiută prea mult timp. La un moment dat se va afla. Va funcționa maximum până în primăvara lui 2023, deși cred că la data cu pricina niște lucruri vor fi deja dezvăluite. Din această perspectivă, tot a unei analize, să-i spunem, mondiale, opoziția Marte-Venus și Marte-Mercur ne indică tot o înțelegere Verbală. Nu e vorba de un tratat de documente scrise, este o hotărâre pe care o iau niște părți în urma unei întrevederi. Fiecare își pune punctul de vedere pe masă, oferta și disponibilitatea de a conlucra cu celălalt. De aici iese un mic parteneriat, dar despre aceste forme de cooperare se va șopti, se va comenta, dar în absența unei confirmări oficiale va fi mai greu să se ia o atitudine. E ca și cum te-ai lupta cu fantomele. Și acest lucru trebuie urmărit. El se poate întâmpla în mai multe domenii ale vieții publice, în viața politică, în viața economică, în relațiile diplomatice, în relațiile chiar și militare, că Marte e o planetă a conflictului, a războiului, dar am mai spus-o săptămânile trecute: va fi războiul cuvintelor și războiul declarațiilor. Saturn lucrează cu tehnologie modernă, după cum se vede cu ochiul liber, dar. Aici mai este ceva, latura ascunsă a lui Saturn este cea, de fapt, periculoasă. Periculos nu este Marte. El face zarvă, face scandal, tulbură apele, e amenințător, bagă spaima în oameni. În schimb, Saturn lucrează mai puțin sonor, dar mai profund și mai temeinic. Cu trecerea timpului însă, se va vedea că zvonul a avut temei, Că nu era o bârfă, că nu era o exagerare, că nu era o invenție infantilă, că era o realitate. Partea incredibilă stă tocmai în latura spectaculoasă a acestei tehnologii, care nu va fi crezută de la început, nu va fi luată în serios, va fi privită cu surâsuri îngăduitoare și nu va face obiectul prea multor discuții, ca și cum lasă-ne în pace cu prostia asta, avem noi alte lucruri mai importante pe ca, mai urgente, mai serioase, asta e fantezie. Și fantezia s-ar putea să joace o festă foarte puternică, pentru că dacă ea ar fi luată în calcul, altfel ar trebui să se discute și să se argumenteze în orice fel de secvență internă, internațională și în orice fel de Direcție de viață publică și colectivă.